Potrivit muzeografului Gabriela Filip, în popor, această zi este cunoscută și sub denumirea de Ziua cu Lumina sau Stretenie. Preoții sfințesc lumânări la biserică pe care mai apoi credincioșii se duc la casele lor, aprinzându-le și rugându-se ori de câte ori simt nevoia. Tot astăzi, în popor, e marcată și Ziua Ursului. În credința populară, comportamentul ursului poate fi considerat prevestitor al vremii. Astăzi iese ursul din bârloc. Dacă își vede umbra, intră înapoi în bârloc și îi semn că iarna nu se lasă dusă. Dacă nu își vede umbra, înseamnă că vremea începe să se încălzească și vine primăvara. Tot în această perioadă se țin și filipii de iarnă. Unii oameni țin câte 7 filipi, începând cu 25 ianuarie până pe 2 februarie, iar alții numai 3 filipi, de la 30 ianuarie până pe 2 februarie, crezând că astfel animalele din gospodărie vor fi protejate de lupi. În cursul acestor zile, oamenii nu lucrează de teamă să nu se îmbolnăvească sau să nu fie atacați de lupi. Gospodarii își afumă animalele din gospodărie și le stropesc cu aghiazmă de la bobotează.